Eu și bine v-am găsit la un studiu din Brazla. Hai, ducilor, ne aflăm aici, la noi, la blocul membrilor, unde, nu știu, n-am mai venit de și s-au schimbat chestii între timp. Și da, știi bine, din titlu, în titlu, de fapt, avem un rusnac sau ucrainian membru, deci cineva și-a luat membru. Aveți acum chestia asta, unde și-a luat el membru, două secunde și trebuie în chat-ul. I-am rugat eu pe băie să doarmă, dar mi-am să aminte că am pat aici, mi-am pierdut patul, nu știu pe unde. Așa și, din nou, vă arăt aici, probabil că ați văzut deja, cineva, un rus, un ucrainian, habar n-am, și-a luat membru la fratele vostru Raton pe canal și culmea că și vine pe live-uri și comentează în rusă sau în engleză și îți mulțumesc, domnule, foarte mult pentru membru. Da, știu, nu o să mă înțeleagă cel mai probabil. Și, din câte am văzut eu, unii membri nu mai sunt membri, adică membrii vechi nu mai sunt membri pe aici, cum ar fi Tic-Tac, nu mai e pe aici, așa că o să-l punem pe domnul Rusnac aici și punem și ușa înapoi, deoarece am zis să sparg ușile acolo unde nu mai avem membrii pe care i-am avut și trebuie înlocuiți. Și aș aprecia foarte mult, oameni, dacă ați apăsat și voi pe acel buton de like, să facem și noi, nu știu... Hai să facem multe, multe like-uri acolo, vă las pe voi să-mi ziceți câte like-uri să fac. Și poate o să spuneți, bă, Raton, dar tu ce faci? Nu am membrii? Bagi în seamă, vă abonați, nu? Măi, n-aveți dreptate, am aici cartea abonaților, adevărat. Și până acum sunt 16 abonați în carte, dar de ceva episoade n-am mai văzut comentarii de la voi utile. Și da, deci ca să intri în cartea abonaților trebuie să apeși pe butonul de like, să fii abonat, bineînțeles, să lași un comentariu util. Bun, deci nu o să scrii comentariu util, să-mi dai o idee de construcție sau așa mai departe. O schimbăm și pe Mariana Florescu, deoarece n-a mai fost, și îl punem aici pe Zainus, care este un membru destul de activ, adică foarte activ, omul stă și pe live-uri, stă și pe Discord la vorbe și așa mai departe, deci șmecherie pe vampirie. Ok, punem mai acolo, punem, ușile le făcuse, să le pun aici. Sunt curios cum sunt puse jos ca să, ok, sunt așa. Bun, sunt de alta să nu punem ușile greșit că ar fi aiurea și punem ușa așa, eșa. Și aici îl avem pe Sadistic, din nou nu este membru, îl punem pe Șacalu, care și-a luat membru și îți mulțumesc foarte mult. Deci vă mulțumesc, oameni, la fiecare în parte, în cerc, și vă mulțumesc și per total pentru fiecare membru cumpărat pe acest canal. Mă ajută pentru a vă oferi calitate din ce în ce mai bună a videoclipurilor. Ok, trebuie să-l schimbăm și pe domnul Luță, agresorul, și o punem pe Roxy Cola, sau Cola cum îi zic eu, care lucrează aici, din câte vedem, are un cap cam urât, dar e ok acum. E ok, nu-i problemă. Bun, îl avem pe The Crazy Boy și pe tine te punem în locul lui Andrew. Bun, Crazy Boy aici. Trebuie să mobilez în cele ce urmează, nu știu dacă e episodul de astăzi, dar trebuie să mobilăm aici toată șmecheria asta, toate apartamentele ce nu sunt mobilate. Habar n-am, dar vedem. Bun, aici, ok, aici e apartamentul lui Daniel, n-avem noi treabă în apartamentul lui Daniel. Aici iară lipsește ușa și Alex Cristian nu mai are membru, așa că îl băgăm pe PUBG Mobile, care din nou și-a luat membru la canal. Mulțumesc foarte mult și trecem mai departe. Ok, în partea nu-i nimic. În partea asta iarăși nu-i nimic și mai avem noi 3 membri, pe Alex Buraga, pe ASD Q Costi și pe Ionuț Ciolac. Deci trebuie să munc să fac rost de 3 armor stand-uri și revenim noi aici. Ok, am făcut armor stand-urile, dar înainte să trecem la treabă, să punem în continuare membri, aș vrea să menționez două chestii mari și late. Da, știu, în episodul trecut, pe acel traseu, am uitat să zbor prin acel tunel de la ziua de Halloween și pe sub asta, poarta lui Dark. Dar reușeam, vă zic eu că reușeam și dacă vreți vă arăt, de fapt o să vă arăt mai încolo pe video ăsta, după ce facem chestia asta o să vă arăt că o să reușim să trecem prin alea, că na, lumea și-a cam luat puțin trigger, bă, Raton, n-ai făcut chestia aia, n-ai făcut aia și da, unii mei zic că n-am făcut multe, două chestii n-am făcut, dar e ok. Bun, și în al doilea rând, când am zis că am lag la spawn, frame drop-uri, avem tunii, bă, dacă Raton, dacă ai probleme cu frame drop-urile, fă chestia asta. Man, hai să vă explic o chestie, nu contează ce PC ai, adică uitați-vă puțin, uitați-vă, am Ryzen 7, da, 2700X, 16 thread-uri, adică nuclee virtuale și 8 nuclee normale, joc orice joc vreau și n-am nicio treabă, dar Minecraft-ul la spawn e atât de încărcat încât nu contează ce PC ai, că tot ai lag, aici, gen la pe breaslă. O să vedeți și voi la finalul sezonului când harta o să fie pusă la descărcare, adică să o puteți descărca, să intrați pe ea, să intrați și voi aici la spawn și să ziceți mie cum vi se mișcă, pentru că o să mai aveți frame drop-uri, o să aveți, nu știu dacă treceți de 150-200 de frame-uri, cam asta e ideea, o să vedeți voi atunci. Bun,
Și acum hai să punem și noi ăstea că m-am tot plimbat stânga-dreapta, jos, sus și n-am făcut nicio brânză. Că am tendința să mă plimb aiurea când vorbesc dacă nu am un obiectiv clar în cap. Ok, în partea asta l-am pus. Aici am zis că ăsta e al lui Dani. Aici nu-i nimic în apartament. Nu știu unde... unde să-l punem? Cred că da, în partea aia, ok, nu e, pe nu e la gemuleț. Te punem atunci la gemuleț pe tine. Vreau să spun o căpățână din asta că mi se pare destul de interesantă. Vreau să spun hăinuța să nu răcești că stai cu haine de piele aici. Cine știe ce piele acum. Nu contează de unde e procurată pielea, nu? Atâta timp cât e piele. Bun, și facem chestia asta, check target. Și schimbăm, nu vrem să-i se vadă aia, nu vrem, vrem să-i se vadă mânuțele de fapt. Și vrem să-i se vadă și numele. Și nu știu. Poate... E ok, ok, un pic confuz, așa e. E ok și îl punem pe Costi aici. L-avem și pe Costi. Perfect, care stă și se uită și el. Unde se uită? A, se uită înspre Macara, se uită cum lucrează oamenii acolo. Da, foarte, foarte interesant, așa că hai să mergem în continuare. Da, vedem când o să mobilăm și restul de apartamente. Dar am zis, băi, hai să nu fiu nesimțit totuși că oamenii și-au luat membru pe aici pe la fratele vostru Raton. Și eu am cam uitat de ei, în sensul de, băi, da, nu prea am mai avut grijă de membri și o să îmi cer scuze prin acest videoclip, îmi cer scuze față de voi, de toți cei care v-ați cumpărat membru la canal. Vă mulțumesc din nou. Și o să fac în viitor apropiat, o să schimb câteva d-astea, să le zic câteva, nu insigne și nebunii pe acolo și poate și emojiuri, o să mă ocup de chestiile astea, bineînțeles nu o să am de unde să le cumpăr acum că na, banii, da, pe la început sunt o problemă, așa că vedem. Bun, nu știu, dacă se uită în partea asta, cred că ar fi ok să hai, nu știu, cumva, ceva de genul ăsta, nu știu, ca și cum, sau... l-aș pune, hai să-l pun și pe gușterul ăsta că se uită spre spital, că de ce nu, adică spital, zona aia arată bine, nu de altă, dar nu știu cum vreau să fac camera și dacă nu știu cum vreau să fac camera, după ar trebui să-l scot pe la mijlocul camerei, dacă e, nu știu, să-i găsesc alt loc în care să-l pun, o să-i pun un cap de lumânare, deoarece am văzut că pot să pui chestiile astea de Crăciun pe care le am și, bă, mi se pare genial, o să-i pun capul ăsta de lumânare și da, bun, și să vedem. Știu, îl punem chiar pe Buraga. Îl punem pe Alex Buraga, haiducul nostru, vulpoiul nostru, îl punem aici și îi punem capul ăsta de lumânare, că de ce nu? Bun, și mânuțele și o să fac o aroganță maximă și știu că voi cel mai probabil o să mergeți și o să-i spuneți chestia asta și asta e, se întâmplă, avem și turnător pe aici, glumesc, nu, puteți să mergeți să-i spuneți, o să fac chestia asta din cauza că el e mai micuț de statură așa, deci el e mai micuț și o să-l pun mai așa micuț că na. E Alex Buraga, vulpoiul nostru mai micuț acolo. Bun, trebuie să fac un screenshot neapărat la asta, să-i trimit. Trebuie să-i trimit chestia asta. Bun, Alex Buraga, că el e mai micuț. Mulțumesc, bă, Buraga, de membru. Sper că nu te super că am făcut aroganța asta și te-am făcut pe tine mai mititel aici. Sper. Acum, dacă te superi, îți trece ție, uite. Așa, din cauza că te-am făcut mititel, îți bagi unde asta un facepalm. Zic eu și cred că e ok, da. Bun. Și hai să mergem să-l punem și pe domnul Ionuț. Într-o cameră. Nu știu dacă mai știți voi, camera asta dublă, cu acvariul ăsta dublu, de fapt, ce desparte camera și nu lasă să se vadă nimic în partea acolo, este Ștefănelu, un membru foarte vechi, chiar cred că are vreo 5 luni de membru sau ceva genul pe acolo și vă mulțumesc foarte mult veteranilor ce sunteți aici, membrii pe canal și haide să îl punem și pe domnul Ionuț să stea cumva tot așa și el înspre acvariu. Dar stai, Ștefănelu, dacă stă în partea asta, cred că Ionuț ar fi ok să stea în partea asta, deși, na, cum intră pe ușă, mă, cred că per total e ok și hai să-i punem și hăinuța asta și asta și asta aici. Bun, și asta aici, ok. Bun, vreau să menționez de pe acum, nu este obligatoriu să deveniți membri canalului sau așa mai departe, deci numai dacă vreți să mă ajutați cu un bănuț acolo pentru abonamentul ăla și atât, deci nu vă bag mâna în buzunar, nu vă zic, băi, obligatoriu. Nu nimic, pur și simplu, deci numai dacă vreți voi și dacă vă lasă inima, atunci puteți să deveniți, bineînțeles, membrii canalului. Dar chestia asta nu e obligatorie, adică vă mulțumesc foarte mult și dacă vă uitați așa fără să aveți membru, chestia cu membru este o opțiune numai pentru oamenii, să zicem, oarecum mai mari în vârstă, care au cărți și așa mai departe și pentru ei, nu știu, e altceva. Deci, da, dacă sunteți mai micuți, nu vă faceți griji și voi sunteți importanți pe canal, sunteți la fel de importanți ca și membrii, doar că membrii ajută și ei cu
o, da, o donație sau așa pentru conținutul canalului, pentru calitatea canalului și așa mai departe, calitate video plus audio plus chestii. Bun, și l-avem aici pe Moșu Beat, care a avut cel mai mare membru, acum are un membru mai mititel, dar o să rămână aici. Și pe Temico l-avem și pe el jos foarte, adică l-avem jos pe Temico. Temico este top donatorul nostru, avem acolo un top cu 3 donatori și Temico este în top 1. Unde-i Temico? Unde-i Temico? A, și domnul Ionuț. Deci Ionuț, nu știu, e nebun omul. Are, da, e nebun. Îmi cer scuze că am vorbit așa față de dumneata, să spun așa, adică mă, are 30 și un pic, dar nu mai știu exact. Se uită la mine, la un puști de 19 ani care joacă Minecraft. Ok? Și mulțumesc foarte mult, adică când văd că am și persoane astea, nu înțelegeți greșit. Deci nu înțelegeți greșit, nu interpretați. Vă mulțumesc foarte mult și vouă, celor care aveți o vârstă mai micuță, dar nu mă gândiți-vă, voi care sunteți mai micuți, mereu v-ați dori să atrageți atenția unor oameni de o vârstă, nu știu, mai ridicată, mai înaltă, oameni mai în vârstă, zice așa. Bă, și mă simt și eu așa, mă simt foarte, foarte bine când văd că am oameni de vârsta mea, 19-20 de ani, oameni mai mari, cum este și domnul Temico, are 26 de ani. Oameni ca Ionuț care are 3, care au 30 și un pic și se uită la mine, mă simt așa wow, pentru că mă fac ceva ce le place și da, nu știu, e o chestie a mea, probabil că știți unii dintre voi la ce mă refer, dacă nu știți, aia e. Bun, și mâncare gratis, am venit și eu aici să iau niște mâncare, că de ce nu, că am zis, bă, parcă de la atâția morcov de aur, parcă m-am cam stricat la dinți și am făcut carii și da, veterinarii pentru dinți, pentru raton, acum cu perioada asta cu pandemia nu prea mai sunt ei pe zonă și avem nevoie să mâncăm ceva cărniță, deși na, îmi plăceau legumele alea cu aur pe ele, erau preferatele mele, știți, da? Mâncăm ceva cărniță și mergem la bază și ne apucăm de o construcție, de când, da, de când am băut de la Peter de acolo vin și ne-am îmbătat, n-avem tricou, n-avem nimic, ca foarte, foarte bun vinul, vi-l recomand. Bun, acum ați văzut și voi că am făcut tot traseul și că nu a fost așa de greu precum s-au trezit unii să-mi spună, bă, raton, n-ai făcut tot traseul și ai ratat părțile, am ratat mai multe locuri, am ratat două locuri, ok? L-am făcut acum din prima, fără nicio chestie și așa mai departe, deci ușor. Stați-mă liniștiți că mă pricep cu Elite Raw, deci dacă mă pricep la ceva este să zbor în Minecraft. Doar atâta, probabil. Bun, după calcule foarte, foarte complexe, glumesc, am căutat pe Google 20% din 47 și am aflat că vine undeva la 9,4, așa că îi dăm 9 diamante, că nu se rotunjesc. Sau ia, mie îmi place cum arată, da, ok. Așa, nu se rotunjesc și dăm 9 diamante domnului Ciuncio din afacerea noastră. Noi punem ender chest-ul, că ba da, are un ender chest, atâta bă Ciuncio, atât bine că e un ender chest. Scoatem pormoneul și punem aici aceste diamante. O să am eu nevoie, are și un crafting table, zic, are un crafting table. Normal că n-are un crafting table Ciuncio. De ce să aibă Ciuncio un crafting table? Bun. Și vreau să fac chestia asta așa aici, am două blocuri și mai am nevoie de încă un bloc, deoarece, după cum știți foarte bine în episodul trecut, am discutat cu domnul Șmenilă să-mi fac rost de un kit ăla de repair, un enchant, nu, un battle of enchanting, ok, deci un kit ăla întreg, un shulker plin, așa că dăm 3 blocuri de diamant, nu știu dacă o să îmi vândă odată cu toate sicluțelele și shulkerul, deci mă gândesc eu, da, uite, l-am păsat, am starter pack-ul tot de la el, culmea tot de la el când am intrat în breazlă, îl am și e gol în caz că nu dă cu tot cu shulker, deci ne revedem cu el. Alo. Bă, ratoane, ți-am adus ceva. Șmenică, a, mi-a adus ăla. Ia. A, gata, uite-l, mă, gata, te-ai mișcat rapid. Gata că vreau șulcru înapoi. Nicio problemă, uite, ține astea trei, că la trei ne-am discutat. Așa, așa, frumos. Acum le dau direct blocuri, nu le mai dau diamante ca să-mi iau, să nu mai iau țeapă. Așa, mulțumesc că le pui tu acolo, că n-am loc. Așa, ia, mulțumesc, frumos, vezi starter pack de la tine, de la început. Asta e, uite că scrie starter pack. Nu l-am modificat. Nici eu nu știu de unde, pe unde l-am pus, dar mi-a port în inventar, așa că... Ui, bun, las că e bine. Mă, măcar mai scăpat de ele, am un shulker gol. Adevărat, și ți-am dat și nu mai ai nevoie sezonul ăsta de așa ceva? Nu, nu cred. Adevărat. Okay. Le folosesc mancați de urgență, atunci. Deci e bine.
A, la, lasă, e ok, sper să nu mai ai nevoie, ți-am zis că deja... A, a fost durere pentru tine, să înțeleg? Mi-e rău de villagerii aia, mai bine nu-i făceam. Ok, ok. Ok, no, succes. Bun, atunci, mulțumesc, ne auzim. Mulțumesc frumos și ne auzim. Un moment după ce ați văzut afacerea cu șmenică, afacerea finalizată, ne-am întors la bază și vreau eu să fac ceva ce am zis că fac de foarte, foarte mult timp și anume ferma aia de flori. A zis fratele vostru la Tombăc, o facem de nu știu cât timp și unde să o facem decât într-un, ăsta, într-un florest, auzi, flower forest, așa, bun, nu florest. Ok, am încercat să combin ambele cuvinte și a ieșit florest. Bun, așa e băiemul, dacă mai florest. Bă, nu sună rău. Bun, dar ideea e că o facem undeva aici, deoarece dacă o fac undeva mai în jos, apoi o să vin eu cu camerele, o să vin cu camerele la bază, încă trei camere peste și nu-i bine. Așa aici sus, dacă nivelez toată zona asta, mă apuc eu acum și o nivelez, bineînțeles, nu o să vă țin cu mine și revin cu, pe bucăți, cu... Asta e, să-i zic chiară. Deci am o problemă cu zis, să-i zic, e un tic verbal, mă scuzați pe mine. Revin cu bucăți din fermă și așa mai departe. Apropo, o să aveți tutorialul în descriere către această fermă de flori, în caz că vreți și voi să faceți această fermă. Și nu știu, dacă vreți să fac eu tutorialul în română pentru această fermă, lăsați acolo un comentariu și bineînțeles un like la acest episod. Bun, deci lăsați comentariul cu Raton, vreau să faci tu tutorial la această fermă în limba română. Bun, după ce nivele și încep să fac chestii pe aici, aveau și pe voi înapoi. Pentru început mi-am luat cam, nu știu, materialele necesare, merele astea n-au de-a face pentru această fermă. Avem aici nevoie de un bloc de susținere, în total două, și două dispensere ce se uită ele frumos în sus. Bun, noi o să urcăm acum aici, ca să, bine, ne-am pus un bloc de susținere, nu contează cu ce blocuri construiți treaba asta, gen astea de susținere, în tutorial, după cum o să vedeți, va fi iron, dar da. Și de aici facem chestia asta aici 5, adăugăm una să fie 6 și în partea asta 7. În total, dacă îl numărăm, ar trebui să fie 7 blocuri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bun, venim cu 3 aici. Avem 1, 2, 3. Și aici 1, 2, 3. Și cam asta ar fi platforma de gres pe care o facem noi pentru, nu știu, a spawna sau a genera floricele și, bineînțeles, semințe. Bun, și am făcut platforma. Și de aici revenim iarăși cu un update și din nou vă spun, aveți tutorialul în descriere în caz că vreți să vă uitați voi să-l faceți dacă nu vreți să o fac eu tutorial în română. Bun. Oameni, n-aveți idee cât de mult mă bucur uneori că nu arunc chestiile după ce termin de făcut câte un proiect cu ele și las acolo. Aveam nevoie de comparatoare și nu aveam cuarț, numai o bucată de cuarț am găsit și da, nu era prea faină treaba, mai ales că nu vinde nimeni cuarț de pe server, gen cuarț... Nu știu cum se numește ăla, coarda de nether, gen bucățica de aia de coarț. Habar n-am știut. Am ținut un inventar din auri, adevărat, dar nu știu ce denumire are, pur și simplu am uitat. Bun, ne aflăm aici la ferma noastră mirobolantă de flori, care este aproape gata. Cred că ați auzit un cocoș și îmi pare rău, asta e, avem și găini și așa mai departe, și vecinii au găini și nebunii. Când stai la casă mai crește o găină, un animal, cred că știți cum se treaba, cei care stați la casă cel mai probabil știți situația, deci da, numai pe Minecraft. Oh, a intrat și Pufosu pe server și regele Daniel pe aici. Salută Pufosul, care e el Pufos. Ok, bun. Am făcut un lever, deoarece avem nevoie de un lever. Și îl punem aici, așa, perfect. Și de aici venim cu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Apoi venim cu un comparator. Că facem reston aici, băieții. Aici facem 1, hai mă, pune-te. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfect, și venim aici cu praful ăsta de reston pe care îl punem aici și după venim cu praf de reston în partea asta. Și cel mai important, băi și fete, este să dați ăstea gen la cel mai mare delay. Îl dați, uitați așa, pe toate. Deci sunt date la cel mai mare delay. Și acum mergem și dacă apăsăm pe lever-ul ăsta o să vedeți imediat magia. Vedeți, se activează acolo, se activează în partea aia și ar trebui, da, perfect. Ah, ok, am uitat eu. Ok, mă scuzați pe mine, am uitat să am uitat să adaug și aici un de asta, să zic, un praf de reston. Acum ar trebui să funcționeze magia cum trebuie, vedeți, ăstea se lasă în jos, apa curge și așa mai departe. Ok, nu știu ce ce au zis băieții pe acolo, n-am văzut, îmi pare rău. Hai să, totuși să-l salut și eu pe Pufu, că dacă a intrat pe server și probabil că n-am văzut eu, că m-a salutat sau când am șters chat-ul, atunci am șters mesajul lui. Ok, am terminat. Bun, toată chestia asta
continuă cu un sistem Reston și pe aici pe jos și am ajutat așa cu repeatere cu delay-ul la maxim. Aici pur și simplu vin astea în dispensere, după cum bine puteți vedea Reston, și se activează odată cu aia și apa și funcționează. Aici, în schimb, ar mai trebui eu și ar fi inteligent din partea mea să mai pun un chest, cred că mai bine spus mai multe chesturi, ok? Cred că punem noi mai multe chesturi. Două secunde, să mai iau așa un bloc de iron la mine, să mă asigur eu că am destul iron pentru a face toată nebunia asta. Partea puțin aiurea, deși în totalitate nu e aiurea, că pot să fac treaba asta și mă curcă cu nimic și ajung la ferma de spider și acolo jos am construit-o peste și na, asta e, n-am calculat eu foarte bine, dar m-am urcat cu un bloc peste la trăbiscu, mă scuzați că l-auziți, deci nu știu ce are în ultima vreme de se trezește să latre. Bine, ce drept înregistrez și de dimineață și de dimineață e mai mult zgomot și da, și cred că asta e explicația, cred că a lătrat în tot timpul ăsta dimineața, numai eu cum înregistram la 3-4 dimineața, gen dimineață rău, nu auzeam lătratul lui, adică pur și simplu dormeam pe la orele astea de 12 dimineața sau 11 și așa mai departe, pur și simplu dormeam și de aia nu-l auzeam, dar oricum e enervant cum latră. Și pe lângă faptul că latră biscu, mai e și alt câine, nu știu, la un vecin de pe aici care latră și el, adică latră în grup gușterii ăștia, deci n-ai ce să le zici. Te iei de unul, te iei de altul. Din câte știu și mi-a spus și voi, bă, nu se aude chiar atât de tare, dar eu îl aud. Noroc că microfonul nu captează chiar atât de tare și mă scuzați pe mine din nou pentru chestia asta, dar n-am ce să fac, că nu pot să mă duc să-i zic, băi, biscu nu mai lătra sau... Pentru că până la urmă își face oarecum treaba, adică treaba lui e să avertizeze. De ce vorbesc cu oamenii pe acolo? Dani, așa e indecesul tău, asta, ok. Oamenii vorbesc pe acolo, se iau, mamă, dar băi, deci latră biscu și mai latră un câine, deci eu am o problemă, nu. E... Închid geamul și revin. Bun, oameni, gata. Mă scuzați pe mine că... Na, asta e. M-am gândit mai repede să-mi închid geamul, doar că e cald. Deja, nu, vin luni de vară, e aprilie, finalul aprilie. Vă dați seama, e cald prin casă. Mai lași geamul deschis să aerisești puțin chestii de-astea. Deci, da. Cred că așa, da, așa. Da, bravo, Raton. Nu, aici nu merge așa. Merge așa, perfect. Nu știu cât de mult să vin cu asta în jos. Cred eu că, ai, că am pus, dacă e ceva, am pus chestul ăla de n-am mai putut. Oamenii vorbesc acolo în chat, nu ne mai băgăm noi în seamă cu ei. Nu, acum văd că vorbesc despre shop sau ceva. Dacă dau ei spoilere, treaba lor. Își dau spoilere singuri. Eu nu i-am menționat, nu m-am dus eu să văd dacă oamenii au ales să vorbească prin chat. Și da, aia e, să sperăm totuși că nu-și dau spoiler de la ce construcții vor să facă, că am văzut ceva acolo că e vorba de un nou shop. Cine știe, domnule, cine știe? Hai să punem și ăsta pe aici, punem așa o torță, care nu încurcă cu nimic sistemul, bineînțeles, dar avem nevoie de câteva torțe să nu se întâmple chestii grozave, să zicem așa, să nu se întâmple chestii grozave, ok. Bun, avem tot restul nu făcut, avem și sistemul făcut de stocare, ne mai trebuie, ghiciți ce? Nu vă aud? Ok, probabil că v-ați dat seama, ne mai trebuie bone meal-ul pe care îl avem în cantități industriale, să spunem așa, la ferma noastră de mobi. Așa că ne revedem după ce aduc eu bone meal. Sunt curios de episodul trecut, cine știu ce aminte de chestia asta, când l-am întrebat, știi cine mai are pe puf, știi cine mai are față de supermarket și a venit cu mama ta și mă duc înapoi la el și îi pun mama mea. Nu, deci nebunie, noi își facem, da, mama mea. Așa, bun. Ne facem, nu știu, din orice chestie minusculă facem câte o glumă și chestia asta mi se pare genială, să poți să glumești cu oamenii. Așa, din orice chestie, sunt curios ce răspuns o să vină el acum și o să vedem în episoadele ce urmează. Chiar acum am observat, am trecut pe acolo și văd, bă, dar mi-a adus Puff Sign înapoi și ia, hai să vedem ce scrie și v-am luat pe voi pe episod. Bun. Ce am făcut și n-am făcut? Deocamdată n-am făcut nimic, dar vreau să fac ceva, ceva ce am văzut că nu e pe acel tutorial, deoarece eu când fac chestii îmi place mereu să improvizez și să vin mereu cu câte o chestie, să zicem, nouă la proiect, să zicem așa. Bun, ce am văzut că nu e acolo, o de asta, o să-i zic și iar să-i zic, dispenserul e simplu și nu-l umple absolut nimic, așa că eu m-am gândit că, na, de ce...
să nu mă gândesc uneori, am și alcărul ăsta plin cu bon blocuri. Am stat ceva să-l fac, durează mă să le transform, sincer să fiu, durează să le transform, chiar dacă le avem. Opa, s-a abonat cineva la canal, mulțumesc, n-a apărut, dar s-a auzit ding-ul de abonare. Apreciez foarte mult, mulțumesc că fiecărui om în parte ce se abonează la canal. Chiar dacă ați ajuns până aici și nu sunteți abonați, apăsați și voi pe acel buton de abonare și pe clopoțel să facem și noi luna asta, poate reușim să facem acolo, nu știu, 8.000 de abonați, ar fi super, v-aș mulțumi enorm din suflet dacă am reușit să facem luna asta 8.000 de abonați. Și vreau să pregătesc un giveaway ceva, nu vă zic nimic încă, dar o să aflați la momentul potrivit, încă nu vă dau indicii sau așa mai departe, deoarece nici eu nu știu cum sau cu ce să-l concep și așa mai departe, o să aflăm la momentul potrivit să vedem dacă treaba merge cum vreau eu și totul decurge din nou cum vreau eu, atunci o să aveți parte și de un giveaway pe canal. Bun, știu că e giveaway, eu îi zic giveaway intenționat, da? Ok, mulțumesc. Bun, hai să mai punem un ăsta aici, deoarece văd că, da, dacă îl pun așa simplu, nu deschidem. Shift, 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 na, nu vrea. Dubla 2, shift, bun, gata, perfect. Și avem ăsta acolo, mulțumim domnule Șmenilă că ai dormit tu pentru noi. Bun, ce vreau eu? Bă, nu mai am lemn. Trebuie să am lemn, n-am cum să nu mai am lemn. Deci la cât lemn am cumpărat, e imposibil să nu mai am lemn. Uite, exact despre asta vorbeam. Și mai am cumpărat și Dark Oak ăla, că am zis că atunci când am nevoie, am nevoie. Deci era imposibil să n-am lemn. Bun, bun, unde-i chestul, unde-i chestul, unde-i chestul, aici e chestul. Perfect, încă 4 cu ironul acela am un inventar. Vreau să mai fac niște hopere, că aparent avem nevoie de mai multe ca să ieșim cu bine din chestia asta, adică de ceva genul ăsta. Bun, și în partea asta iar hai să punem aici un chest, punem aici un chest și avem un chest dublu și mai am nevoie de un singur chest pentru partea alaltă pe care îl creăm noi acum. Am 2 secunde, perfect, unde ești tu chestule, așa, perfect. Bun, l-am creat și acum în cele ce urmează o să vedeți și voi cum funcționează această fermă, deoarece până acum n-ați văzut și probabil că stați în suspans sau cine știe, poate unul dintre voi chiar știți despre ferma asta și da, e ceva genul Bellaton, nu e nimic nou. Bun, nu e nimic nou, n-a durat foarte mult să o facem, dar am zis că o facem de nu știu când și într-un final, ia uitați că am făcut-o. Bun, deci ăla se golește acolo, ceea ce ne cântă foarte tare și extraordinar de mult. Ok, să punem chestia asta, ceva genul ăsta, ca să golească și o să umplem toate, mă rog, aproape toate chesturile, că nu o să le umplem acum pe toate. E vrea că nu, mamă, cum ar fi dacă puteam să le facem direct așa, fără să le mai convertim, să le lăsăm și să funcționeze la capacitate maximă. Și voi auziți cum deja se creează bone meal-ul. Auzi bone meal-ul, se creează florile și culoarea și aia dacă vin aici și arunc și aici ca să funcționeze și dispenserul ăsta, că na, funcționează numai un dispenser deocamdată și aruncă flori acolo. Deci acum vor funcționa ambele și noi punem asta așa. Am făcut greșeală că am luat, sincer să fiu cu voi, că am luat tot bon blocul ăsta în inventar. Am făcut cred că cea mai mare greșeală. Și dacă ne uităm aici deja avem 11, de fapt 12 flori, 12 lalele și da, orange și cu ăsta roșu. Dar numai florile astea se spawnează. Eu aș fi vrut ceva mai mult dacă mă întrebați pe mine. Eu mă gândeam că se spawnează totuși mai multe flori, că e biome de ăsta de flori, așa-i? De ce mă întrebi? Ia să vedem totuși ce se spawnează mă sus. Numai lalele, pentru început numai lalele văd că se spawnează și chestia asta nu mă încântă, sincer să fiu cu voi. Se spawnează lalele de roșii și de-astea. Și portocalii, uitați-vă, dubla 2. Lalele roșii și portocalii. Hai mă, spawnează-te altceva. Pe ce, nu mai suntem în baia mula? Ba da. Deci numai roșii și portocalii, ok. Chestia asta mi se pare ciudată, acum o să spawnă nimic, dar totuși mi se pare foarte joată chestia asta. Aici se spawnează numai lalele roșii și portocalii în baiemul ăsta, când mă, ce-i drept aici predomină la aleaua roșie și portocalie. Nu știu dacă am făcut treabă cu ferma sau o împlăsăm aici, dar avem roșu și portocaliu infinit. Poate să mutăm noi fermă, o să trebuiască să vin cu niște slaburi pe aici pe viitor ca să nu mai pierdem chestii. Dar da, văd că, nu știu, din cauza la biome, că văd că mai în jos spawnează și alte flori și așa mai departe. Dar aici, din câte puteți observa și voi, nu spawnează și alte floricele. Ia să oprim asta, pentru că, na, face gălăgie. Și deocamdată, bă, avem ceva flori, dar nu le spawnează pe toate și e de la biome. Deci chestia asta e de la biome, culmea. Deci aici spawnează foarte multe lalele roșii și portocalii. Interesant, asta e.
N-am dat fail 100% pentru că totul spawnează și ferma merge cum trebuie, adică, dar doar că e vina biome-ului, probabil dacă mut eu ferma un pic mai încolo o să fie totul bine. Asta e, se întâmplă, mă, oameni, să mai dai și failuri în viață, că dacă nu se întâmpla, știi cum e, nu înveți din greșeli, din greșeli înveți cel mai bine. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată, o să rămân aici să umplu toată nebunia asta cu bone meal, deși probabil la un dat o să trebuiască să o iau dacă mă gândesc să mut ferma să nu meargă. Dar vedem pe viitor. Eu am fost Ratonu și noi ne auzim cu bine pe dățile aviatoare. Mulțumesc de vizionare. Baftă!